Bună Scorpion și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 27 martie, 2 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei scorpioni, o săptămână cu schimbări și pentru voi. Săptămâna vine cu un curaj foarte mare pe care îl aveți legat de locul de muncă. Și aici discutăm despre fie a merge pe cont propriu într-o situație, da? pur și simplu vreți să faceți ceva voi singuri. Pe de altă parte, uite că săptămâna vine cu niște schimbări legate de muncă, în general vorbind, schimbări legate de sănătate pentru alți scorpioni. Probabil Marte cât a stat acolo pe casa optă, tot v-a învățat că ceva nu e în regulă, ceva nu faceți voi bine. Da? Fie erau niște probleme în viața voastră privată și pe acolo trebuia făcută puțină curățenie. Da? Fie pentru alți scorpioni e vorba despre faptul că nu prea vă mai regăsați pe acolo pe unde lucrați. Sau, în general, în activitățile și în viața de zi cu zi pe care le faceți, da, nu, nu e neapărat vorba să fie. Um, um, în atenție, da, partea asta cu munca ei dragi scorpioni. E un moment bun în care uite dacă îți cauți un loc de muncă, acum e momentul de pui CV-uri și tot înainte, doar că e ceva nou, e ceva diferit. Vom vedea și scorpioni care vor primi. Uh, o avansare la locul de muncă. Deci, acolo apar schimbări, apar bani. E un moment în care, fie, așa cum am spus, crești din punct de vedere profesional, și atunci e clar că te simți mai bine, ești mai energic, da, și ești mai bine plătit, sau e vorba despre a-ți căuta cumva liniștea și pacea din acest punct de vedere. Tot această săptămână, uite că pentru tine vine cu niște schimbări. Legate de iubire, legate de un copil, schimbări legate de o afacere, schimbări legate de plăcerile tale în general vorbind. Da? Este o săptămână în care ai ocazia să iei o decizie foarte importantă, în care să te pui pe primul loc, în care să-i exprimi acea nemulțumire și este o săptămână în care, repet, vei conștientiza că partea ta emoțională este extraordinar de importantă. Da? E clar că vei avea o foarte mare încredere în intuiția ta în această săptămână, în gândurile tale. De ce nu? Deci foarte, foarte multă susținere. Sunt acolo niște lucruri care trebuie schimbate și uite că e ca și cum îți vin niște idei și universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, fie te ajută să le pui în practică, fie îți demonstrează că așa e. Ai ocazia să iei niște decizii extraordinar de bune în această săptămână. Spre final, avem o conjuncție între venus și uranus. Este o conjuncție care, în general, în lume va aduce foarte mari surprize, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere um, Emoțional mai bine ar spus mă rog mai bine, spunem. Uh, despre niște schimbări care apar din punct de vedere personal, pentru că e vorba despre iubiri, da? surprizele țin de bani și de iubire. În mod special și uite că pentru tine este vorba despre o decizie surprinzătoare pe care cineva o ia, fie o persoană din familie, fie este vorba despre a semna un contract legat de o casă, legat de un teren, de o moștenire, fie este vorba despre a semna un contract pentru a avansa da, la muncă, dar pentru alți scorpioni eu tare țin să cred cu Pluto acolo intrat în vărsător că vor fi niște schimbări destul de mari legate de casă, legate de familie, legate de viața voastră privată, pentru că e clar că au fost foarte mari probleme în ultima perioadă, în ultimii ani, da? Și uh, tare tind eu să cred că și voi veți fi cei care veți iniția. Bine, povestea vine cu surprize, vine cu niște mici mari conflicte, da? Și poate să vină cu o închidere pentru unii, pentru alții discutăm despre o transformare, din acest punct de vedere. Vă transformați viața, vă schimbați ceva anume. Sunt și niște chestiuni din trecut care trebuie spuse, niște chestiuni din trecut care nu prea mai pot aștepta. Da? Bun. O surpriză mare aici, așa cum spuneam, legată de un parteneriat, de un client, de ceva anume, deci pe sfera aceasta a relațiilor, pe acolo e surpriza pentru voi și pe acolo se întâmplă tot felul de lucruri. Și bineînțeles că o mai mare încredere în voi zona aceasta a spiritualității, persoanele care au o anumită experiență pe un anumit domeniu, da? persoanele cumva care studiază cumva la nivel înalt. evite oamenii ăștia să știi că te pot ajuta foarte mult și chiar poți apela la o persoană de încredere care să te ajute să rezolvi niște probleme legate de relațiile tale. Și acum, orică mergi la un psiholog, orică apelezi la o persoană care este specialistă în domeniul în care tu activezi și ai nevoie de o ghidare în legătură cu acele contracte, în legătură cu acele înțelegeri pe care tu vrei să le faci, da, bun, hai să vedem, dragi scorpion, ce faceți voi despre ce e vorba bine acum cu toată povestea asta putem să discutăm și despre o căsătorie bruscă, da, care apare despre o relație foarte mare, care apare depinde de fiecare în ce situație vă aflați, dacă știți că o relație personală nu mai funcționează, așteptați-vă la surprize. Hai să vedem dragi scorpioni și arhanghelii ce transmit Protecția Dumnezeiască. Deci, tu ai o protecție foarte mare în această săptămână. Numărul 5, foarte important, este numărul schimbărilor. Este că și cum o iei de la zero, schimbi ceva și uh, vrei să o iei de la început. Uh, e ca o nebunie totală. Uh, simt că e ca și cum mai de împărți ceva. Simt că e ca și cum uh, treci într-o altă etapă. Culorile importante pentru tine sunt albastru, în mod special, deci comunicare, roz, auriu și, repet, tu ai o protecție specială. Ai o protecție specială din partea divinității. Arhanghelul Mihail este cel care te ghidează, cel care te ajută în această săptămână și este cel căruia să știi că îi poți cere ajutorul. Uite, Arhanghelul îți transmite următorul cadou, următorul dar. Te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Deci, tu ești într-o nedreptate, ești într-o situație și ești protejat, fii atent. Sunt gata să ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Deci, dragi scorpioni, mai bine de atât nici că se poate. Aveți o susținere specială în această săptămână. Da, susținerea, așa cum am spus, pe zona relațiilor poate să vină și din sfera spiritualității da? și de acolo. O rugăciune, o meditație chiar ajută mult. Hai să vedem, dragi scorpioni, și tarotul ce transmite, ce trebuie voi să cunoașteți pentru săptămâna 27 martie, 2 aprilie. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi pe aici. justiția. Deci este clar vorba despre faptul că ceva se petrece aici. Bun, multe energii tinere, 5 de băte, 5 de băte și justiția. Dragi scorpioni, fie aici negociați așa la sânge un contract, fie este vorba despre un proces sau despre o Agitație care apare în cadrul unei relații, justiția vorbește despre o legătură cu zodia balanță, dar tot justiția vorbește despre o conexiune foarte puternică cu ideea aceasta de acte, hârtii, documente, uite, dreptate, da, dreptate, justiția este energia pentru luna aprilie, da? 6 de monede, 2 de cupe, nu știu, e ca și cum negociezi ceva legat de bani sau trebuie să împarți niște bani, aștept să primești niște bani, ceva de genul acesta. Hai să vedem, dragi scorpioni, la baza manifestărilor voastre aveți regina de băte, o conexiune foarte puternică aici cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Este clar o săptămână în care tu vrei să te afirmi, vrei să fii o persoană independentă, vrei să te bucuri de viață. Regina de băte este acea persoană care îi inspiră pe ceilalți, care îi ajută, care le oferă bucurie, armonie. 5 de monede, 5 de monede în inima ta vorbește fie despre o problemă de sănătate, fie este vorba despre o problemă financiară. Tot 5 de monede vorbește despre a abandona ceva, despre a lăsa ceva în urma ta, da? ceva ce nu mai funcționează, ceva ce nu te mai ajută. Pajul de băte în mintea ta. Dragi scorpioni, eu simt aici că voi vreți să părăsiți ceva, vreți să abandonați ceva, vreți să schimbați ceva tocmai pentru a vă bucura. Da? Pajul de bâte în mintea ta, un adolescent poate avea un rol important în această săptămână, dar pajul de bâte vorbește și despre noi activități pe care tu le faci și care îți fac plăcere, vești bune pe care le primești, mesaje pe care le primești, apeluri telefonice, dar este clar aici că tu ai o foarte mare speranță, da? vrei să mergi undeva anume și văd foarte puternic o legătură pe care tu o ai fie cu o persoană mai tânără, fie cu o persoană neexperimentată, fie îți vine un coleg nou la muncă, ceva îi se întâmplă 9 de cupe, 9 de cupe care vorbește despre bucurie, despre împlinire pentru tine În exteriorul tău este cineva care se simte mulțumit, liniștit sau este cineva care caută această energie de liniște și de pace 6 de cupe avem aici, o puternică legătură cu trecutul pentru unii scorpioni o legătură mai văd cu un suflet pereche, dar și o puternică legătură cu un copil, da? Este o persoană aici în jurul tău care își dorește liniște, care își dorește pace și care va lua niște decizii în acest sens, da? ai o susținere foarte mare din partea cuiva. Pajul de spade, avem aici pajul de spade care vorbește despre o legătură cu o persoană mai tânără, vorbește despre noutăți care apar, dar pajul de spade îmi spune mie despre faptul că cineva se interesează de tine sau tu vei atrage atenția unei persoane din jurul tău și uite că cineva vrea să poarte cu tine o discuție clară, fermă, cineva vrea o decizie. 5 de băte, 6 de monede, 2 de cupe și justiția. Aici, dragi scorpion, este clar vorba despre ori un contract pe care îl semnați, așa cum am spus, și aveți de negociat, ori în cadrul unei relații se iau niște decizii de această dată. Arcana majoră, justiția nu așteaptă și, repet, este energia generală pentru luna aprilie din acest an. Bun, dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Apasă butonul alătură și acolo ai toate detaliile cum anume să te alături comunității și acolo ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale. Dragi scorpioni, vă aștept cu drag și la previziunile zilnice pe zodi, dacă sunteți interesați la previziunile pentru luna aprilie, vor apărea în curând, dar și la previziunile pentru anul 2023. Și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel sunteți primii care aflați atunci când apare o citire și astfel mă puteți și ajuta, îmi puteți mulțumi și este absolut gratuit. Dragi scorpioni, să aveți o săptămână cât mai frumoasă, cu decizii cât mai înțelepte, și nu uitați, sunteți protejați împotriva nedreptății și aveți puterea să mergeți înainte. O săptămână superbă!